Domnilor și domnișoarelor, bună seara domnilor, bine ați venit la această manifestare de suflet, o prezentare și o lansare de carte, autor familia dr. Constantin Ploscaru, un nume bine cunoscut în medicina, în sistemul sanitar românesc și, bineînțeles, cel vâlcean. Îmi face o deosebită plăcere să moderez și de această dată această lansare de carte cu implicații profunde în viața cultural, literară, educativă, istorică a județului și municipiului Vâlcea. Stimații mei, văd că scaunele sunt prea puține pentru cei care au dorit să participe la această manifestare. După o zi de lucru, obosiți, atât adulții, cât și elevii și studenții, după orele de curs, au găsit resursele respective să vină, să vadă, să audă despre un mare dascăl al școlii vâlcene, Nicu Angelescu, cel care a făcut carieră, deși n-a fost trăitor pe acest pământ prea multă vreme, decât 72 de ani, dar este un vâlcean de-al nostru jet pe jet, prin mâinile căruia au trecut zeci de generații. O să auziți în continuare despre ce este vorba. Stimații mei, iată, ne face o deosebită plăcere să salutăm conducerea județului în frunte cu domnul Dumitru Cornoiu, prefectul județului Vâlcea. Bine ați venit, domnule prefect! A doamnei subprefect Aurora Gherghina, să rămâne doamnă, bine ați venit! A domnului vicepreședinte al Consiliului Județean, Dumitru Persu, bine ați venit, domnule vicepreședinte! A domnului Vasile Cocoș, viceprimarul Râmnicului, bine ați venit, domnule doamnă! Salutăm de asemenea prezența în mijlocul nostru a consilierilor locali, a consilierilor județeni, a directorilor de unități de învățământ preuniversitar, a studenților, a elevilor și, în ultimul rând, al iubitorilor de carte, de literatură. De asemenea, îmi face o deosebită plăcere să salutăm prezența membrilor Forumului Cultural al Râmnicului și al Societății Culturale Anton Pan. Despre Nicu Angelescu, care s-a născut la sfârșitul secolului al XIX-lea și a acoperit în timp și în spațiu trei sferturi din secolul 20, acoperind și închideți ușa acolo, vă rog, și a prins principalele evenimente care au străbătut țara în această perioadă. Despre toate acestea vom discuta mai pe larg în prezentarea pe care o să o facă cei care au dorit să ia cuvântul la această manifestare. Stimații mei, am să prezint în fața dumneavoastră câteva repere importante, pentru că n-ați avut timpul necesar să lecturați cartea din cauza timpului scurt. Și am zis noi, prezentare și lansare de carte sub genericul O viață între iluzii și deziluzii. Marele Nicu Angelescu, 1894-1966. Omul însă își propune, dar numai Dumnezeu dispune. Iată un lucru extrem de interesant care să ne dea de gândit. Avocat, traducător, scriitor, director, om de cultură, personalitate politică remarcabilă, sportiv, iubitor de țară, popor și de locurile natale. Iată, aveți aici pe masă câteva piese, câteva anexe pe care Nicu Angelescu, încă de la vârsta de 8 ani, trecea Oltul în not. Despre toate acestea o să discute profesoara emerită, doamna Carmen Farcaș, care o să vă mai spună și alte lucruri extrem de interesante. Avem aici mânușile de box, cu care a practicat boxul
în faza incipientă ca junior cele roșii și când era matur aceste mânuși negre. De asemenea, iată, stimații mei, o rachetă care își pierde identitatea negură anilor, peste 100 de ani. Acest lucru este păstrat cu sfințenie de către Academia Olimpică Filiala Vâlcea în muzeul pe care sperăm noi să-l inaugurăm cât de curând. De asemenea, domnul doctor a dus în fața dumneavoastră o icoană extrem de interesantă pe care v-aș ruga să o atenționați, să o vă uitați cu atenție pe ea și de asemenea două caiete ale ilustrului profesor. Două caiete din zecile de caiete pe care le-a lăsat într-un cufăr sigilat. Numai domnul doctor are are curajul, nu numai curajul, dar este legitim primind transparența și primind aprobarea legatară a celui care a scris aceste caiete. Și iată un alt caiet, uitați-vă ce scris caligrafic acest mare profesor de limba și literatura română, dar și de latină și o să vă prezint în continuare. Iată, al doilea al familiei comersantului de băuturi spiritoase, Nae și Maria Angelescu. Mișu, al doilea băiat, băiatul cel mare, avocat și senator, născut în 1889. De asemenea, a crescut lângă joagărul de pe marginea Oltului, în măcinatul lemnelor aduse de pe Olt de plutași italieni. La 8 ani, traversa Oltul. Iată un om care a îmbinat pregătirea sportivă cu pregătirea școlară. Iată ce poate fi mai înălțător, mai cald și mai aproape de adevăr decât să reprezint un asemenea cadru didactic de excepție care a știut să îmbine cartea cu sportul. Îi plăcea să stea în aer liber, să dea mâncare la animale și urmărea cum târgoveții râmnicului își aduc boabele atât de porumb cât și de grâu la măcinat, la moara tatălui său, care se găsea la afluența, sau mai bine zis, la gurile unde se vărsa râul târgului, iazul târgului, iazul râmnicului, cum îi spuneam noi, vâlcenii adevărați, în Olt. Iată un moment deosebit de important. Primii institutori, Ana Hagiu și Ion Bănescu, unde domnia sa scrie foarte mult despre ei și nu poate să-i uite pe cei care i-a pus condeiul în mână pentru prima dată. Director Ilie Nicolescu, primii profesor la gimnaziu, Nicolae Negoescu la matematică, cuvinte deosebit de apreciate față de maestru, Eleodor Constantinescu, director de liceu la Lahovari și profesor de latină. Eleodor Constantinescu e cel care a avut curajul când a fost promovat în funcția de inspector general în cadrul Ministerului Instrucțiunilor Publice, pus de către marele Spiru Haret, să-i dea cheile și ștampila de unde credeți, de la liceul Alexandru Lahovari. Iată care la anul această unitate reprezentativă a școlii vâlcene și nu numai, sărbătorește 125 de ani de la înființare. Un împătimit și susținător al sportului vâlcean la început de secol a apucat vechiul stadion din Râmnicu Vâlcea, unde se găsește acum sala polivalentă și lacul din Zăvoi, unde a fost primul patinoar unde mari sportivi ai Vâlcii au făcut performanță. Din păcate, toți acești mari corifei ai sportului vâlcean și românesc au fost uitați. Noi avem datoria să nu-i uităm, să ștergem colbul uitării de pe ei și să îi aducem în actualitate. A practicat cicloturismul, atletismul, boxul, înotul și turismul cu scumpa lui soție pe biciclete, colindau Râmnicu Vâlcea, dar și spre stațiuni Călimănești, Bovora, Ognele Mari, Olănești. A practicat și boxul la început, la nivelul respectiv,
cu timpul a devenit un boxer de temut în această disciplină sportivă. Urmează secția reală a liceului Gheorghe Lazar din București, pe care îl termină în 1913, pentru că fiind băiat de negustor, taică-s-o făcea comerț nu numai cu băuturile alcoolice, dar și cu alte delicatesuri, cum se spunea la timpul respectiv, era și proprietar de moară și de joagă. Mobilizat în batalionul de rezerviști în cadrul regimentului Doi Vâlcea, pentru că se apropia prima mare conflagrație mondială și el nu a întors spatele și nici nu s-a furișat și nici n-a plecat din Râmnicu Vâlcea, ci a rămas ancorat în realitățile vremii ale orașului. Student la litere și drept în toamna anului 1913, având ca profesor pe renumiți Dimitrie Onciu și Ovid Densușianu. În scrierile lui în caiete ridică la superlativ valoarea acestor doi mari corifei, doi mari profesori de la începutul secolului 20. Licențiat în drept în iunie 1919. Iată, după unirea cea mare de la 1 decembrie 1918 și după terminarea războiului, cea de prima conflagrație mondială, își ia licența în drept la București. În toamna acelui an susține examenul de admitere la a doua facultate, Facultatea de Litere. Observați, era însetat, era adică era omul care vrea neapărat să cunoască cât mai mult, să știe cât mai mult. Și și-a luat licența așa cum v-am spus. Este prim redactor la foaia Cercului Studenților Vâlceni. Iată, stimații mei, mai sunt și colegi de-ai voștri, atât studenți la noi la Spirul Haret, cât și elevi care s-au aplecat asupra hârtiei și au scos din mâna lor opere extraordinar de valoroase. Poezii, proză scurtă, dar au scris ceva. Și noi nu uităm pe acești tineri. Publicist la Cuvântul Nostru, Viitorul Vâlcii, Zor Noi, Panduru, Cercul Zero și Lupta Dreaptă. Iată, erau titluri ale unor publicații care marcau evenimentele de la început, din primul sfert al secolului 20. Participă la campaniile din prima mare conflagrație mondială. Cu fizicul, cu inima și sufletul, salută unirea cea mare de la 1 decembrie, de care vă vorbeam, 1918. Obține licența în litere, filozofie, filologie, romanică și drept. Prezența activă și administrativă a acțiunilor ce se organizează și se desfășoară la 15 august în Bâlciu Râurenilor. Atenție! În Bâlciu Râurenilor. Pentru că acum unde se găsește Bâlciu din afara orașului de jos, cum îl numeam noi mai demult, tot copie după recomandările înaintașilor noștri, era Bâlciu de la Râureni, care ținea 3 săptămâni. Erau câteva bâlciuri de renume, Bâlciu de la Râureni, de la Râmnicu Vâlcea, Bâlciu de la Polovragi, unde a fost descoperită marea interpretă de muzică populară, Maria Lătărețu, sunt locuri de distracție, locuri în care oltenii noștri își vindeau produsele sau erau o posibilitate minunată să cumpere aceste produse. Este bun amic cu regretatul Ighe Duca, președintele Partidului Liberal, fost prim-ministru al României o perioadă scurtă de timp, dar cu o poziție tranșantă, care din păcate ne-a părăsit într-o perioadă când era nevoie de prezența domniei sale. Întors de la o întrevedere cu regele de la Castelul Peleș, pe peronul gării din Sinaia, o mână criminală l-a trecut pe lumea cealaltă, tocmai când se urca în profesor la școala din Carei Mari și Sighetul Marmației. Atenție, doamnelor și domnilor și stimați elevi, nu s-a bazat niciodată pe pregătirea lui profesională, pe relațiile pe care le-a avut. Acolo unde l-a recomandat ministerul, unde l-a trimis să-și desfășoare activitatea, acolo s-a dus. Tocmai în nordul țării
la Carei Mari și Zighetul Marmației. Revine la Vâlcea, la școala de băieți, școala cu ceas, care a purtat de-a lungul anilor diferite nume, școala cu ceas, școala Ion Luca Caragiale și acum Taiche Ionescu. Profesor și director la liceu Alexandru Lahovari. Iată, este vârful de lance al unei cariere extrem de încărcate, nu numai de satisfacții pe linie profesională, ca profesor de limba și literatura română și de latină, dar iată administrația locală din acea vreme, comuna Râmnicu Vâlcea, cum se numea, l-au apreciat și i-au dat conducerea liceului Lahovari. Consilier juridic la Sfânta Episcopie a Râmnicului și Argeșului. A fost consilier după ieșirea la pensie în 54, a ieșit la pensie, iar până în 66, deci an bun de zile, a fost consilier la Episcopie. Președinte al Societății Culturale Vasile Alexandrii din Râmnicu Vâlcea, nota bene, pus președinte datorită valorii pe care a manifestat-o de-a lungul anilor, plus de domnul Eleodor Constantinescu, pentru că a văzut în el, de când era student, elev, a văzut în el o mare valoare, o mare capacitate intelectuală. Predă 27 de ani limba și literatura română, dar și latina. Iar director, 1927-1929, numai 2 ani. Stimații mei, având în vedere că a avut calități excepționale, fizice, pe lângă calitățile intelectuale, a practicat sportul de performanță. Cu cine credeți că s-a împrietenit? S-a împrietenit cu un coleg de generație, renumitul profesor Marin Trincă, un simbol al sportului, al învățământului sportiv, nu numai din țara noastră, dar și din Europa, și împreună, vă rog să rețineți acest lucru, au salvat sala de sport de la Lahovari, care era destinată pentru practicarea exercițiului fizic și sportului și nu pentru grajdurile pompierilor. Pentru că actuala conducere de atunci, intrând comuniștii la putere, au dorit ca această sală, această locație, prima din județul Vâlcea, să fie destinată grajdurilor legale. El s-a opus împreună cu domnul Marin Trincă și, într-adevăr, au realizat foarte multe lucruri. De asemenea, cu elevii de la Lahovari, în 1937, vă rog să rețineți acest lucru, s-a amenajat stadionul mutându-se de la actuala sală polivalentă, s-a mutat în Zăvoi, inaugurat în 1936, scuzați-mă, și în 1937 s-a tăiat panglica inaugurală la strandul din Parcul Zăvoi, fiind primul parc din Oltenia de sub munte. Iată realizări extraordinare. Stimații mei, cam atât am vrut eu să spun. Cartea o